I'm happy to be here. Mă bucur că sunt aici. For three reasons. Din trei motive, sau pentru trei motive. One, I've traveled very widely, but I've never been to Romania before. Unu, pentru că deși am călătorit peste tot în lume, nu am mai fost până acum în România. Two, I've never spoken in a student gathering in such plush surroundings as these. Doi, pentru că nu am mai vorbit niciodată la o conferință pentru studenți într-o locație atât de frumoasă. And I've rarely seen such good stuff for the tummy that we'll be having later. Și am văzut și lucruri foarte bune la ieșire pentru burta noastră. And the other thing is that my name is Michael and her name is Michaela. So it's just a wonderful partnership, isn't it? Right. You've given a marvelous subject to me tonight. În seara aceasta mi-ați dat un subiect foarte frumos. But I wonder if you've noticed, partly with answering these questions and partly with your own experience. Și mă întreb dacă ați observat în parte din experiența voastră, dar și în procesul de a răspunde la întrebările acestea. That there's something very strange in our quest for happiness. Că există un lucru foarte ciudat cu privire la căutarea fericirii. We try all sorts of things. Încercăm tot felul de metode și de lucruri. Sports. Sportul. Making money. Să facem bani. Sex. Sex. Successful career. Să avem o carieră de succes. Drink. Să bem. Drugs. Droguri. But they never seem to be quite enough. Dar niciodată nu par să fie suficiente. There's always a sort of feeling that there must be something more. Mereu avem sentimentul că trebuie să existe mai mult de atât. It's a bit like trying to get, you know, when you're sitting in a bath and the soap falls in, it's very hard to catch the soap. Atunci când stați în cadă, de exemplu, și scăpați săpunul, este foarte greu să-l prindeți. And happiness is a bit like looking for soap in the bath. Fericirea este un pic ca acel săpun pe care încerci să-l prinzi când ești în cadă. One of the wise old Greek philosophers put it like this. Unul din filozofii greci și foarte înțelepți a spus următorul lucru. Happiness is like a leaking jar. Fericirea este ca un borcan din care se scurge conținutul. No sooner have you filled it up than it begins to empty. În momentul în care reușești să îl umpli, începe să dea pe afară. And I guess we've all had that sort of experience. Și toți am avut o experiență de genul acesta. But famous people feel it too. Dar și oamenii faimoși simt lucrul acesta. Beethoven said this. Beethoven a spus lucrul următor. I was on the point of putting an end to myself. Eram gata să îmi închei cu viața aceasta. The only thing that kept me back was my art. Singurul lucru care m-a reținut în a duce asta la sfârșit a fost arta mea. Simțeam o nevoie disperată de a compune. So I have dragged out this miserable existence. Așa că am dus până la capăt această viață mizerabilă. And quite a lot of musicians feel like that. Și mulți muzicieni simt în felul acesta. The first man to sail around the world single-handed was called Francis Chichester. Primul om care a mers cu vaporul în jurul lumii a fost Francis Chichester. And he found that even that great achievement didn't bring happiness. Și el și-a dat seama că nici această mare realizare nu i-a adus fericirea. This is what he said. Iată ce a spus. I saw myself as a trickle of water. M-am văzut pe mine însumi ca o picătură de apă. Draining away onto a sandy beach. Care se scurgea pe o plajă. Elvis Presley was interviewed shortly before his death. Elvis Presley a dat un interviu cu puțin timp înainte să moară. By the very same journalist who had talked to him early in his career. Și fusese intervievat chiar de jurnalistul care îi mai luase un interviu la începutul carierei lui. And she said to him, Elvis. Și ea a spus, when I spoke with you before your career really took off. Atunci când am vorbit cu tine înainte ca tu să ai o carieră fulminantă. You told me you wanted three things. Mi-ai spus că vrei trei lucruri. To be rich. Să fii bogat. To be famous. Să fii faimos. And to be happy. Și să fii fericit.
You're now very rich. Ești acum foarte bogat. Very famous. Foarte faimos. Are you happy, Elvis? Ești fericit? And he said, no, I am not happy. Și el a spus, nu, nu sunt fericit. I'm as miserable as hell. Mă simt mizerabil. And within 6 weeks of that interview, he was dead, probably by his own hand. 6 săptămâni mai târziu, el era mort. Probabil își luase viața singur. So what are we to make of this fleeting nature of happiness that seems to run away from us? Așadar, ce să înțelegem din această natură trecătoare a fericirii, faptul că ea tot fuge de noi? And we've just got to get used to the fact that nothing meets our deepest longings. Trebuie să ne obișnuim cu faptul că nimic nu reușește să împlinească nevoile noastre cele mai profunde. Maybe that's the way things are. Poate că lucrurile pur și simplu așa sunt. Do we just have to put up with it? Trebuie oare pur și simplu să acceptăm asta? That's one way of looking at it. Este și acesta un mod de a privi lucrurile. But there's another way of looking at it. Dar mai există un mod prin care putem să ne uităm la acesta. Perhaps this basic human longing for happiness. Poate că această dorință foarte de bază a omului pentru fericire is meant to teach us something. Are de fapt menirea de a ne învăța ceva. Maybe it's pointing to a world beyond our experience. Poate că ne îndreaptă privirea spre o lume dincolo de experiența noastră. A world that we only know about through hints and rumors. O lume despre care știm câte ceva doar prin indicii și zvonuri. It's as if we lived by the seaside. Este ca și cum am locuit la mare. And one day, a magnificent plant, unknown to botanists. Și într-o zi, o plantă magnifică, necunoscută de botaniști, got washed up on the shore. Apare, la un moment dat, pe plajă. Or it's as if we were haunted by the smell of a flower we'd never seen. Sau e ca și cum am fi bântuiți de mirosul unei flori pe care nu o mai văzusem niciodată. Or experience the memory of a country we never visited. Sau experiem amintirea unei țări pe care nu am văzut-o niciodată, n-am vizitat-o niciodată. And the whole soul cries out for it. Și întregul suflet își dorește și strigă după această țară. Just think about it. Să ne gândim un pic la asta. If we were made for something greater than anything earth can offer. Dacă am fost creați pentru ceva mai mare, mai important decât orice poate să ne ofere pământul acesta, wouldn't we expect two things? Nu ne-am aștepta oare la două lucruri? One, that nothing finite could ever satisfy us. Unu, că nimic care este finit nu ne poate satisface. And two, that we would get occasional glimpses of it. Și doi, că am avea străfulgerări, am avea niște cunoștințe mici din când în când cu privire la acesta. Maybe in a wonderful relationship. Poate într-o relație frumoasă. Or a beautiful sunset. Sau într-un apus frumos. Or an act of incredible generosity. Sau într-un act de generozitate. Such things would be signposts. Toate aceste lucruri ar fi niște indicii. If nothing in the world gives full satisfaction, dacă nimic din lume nu poate să ne satisfacă pe deplin, could it be that we were made for something rather different? Se poate oare ca noi să fi fost făcuți pentru ceva diferit? An old thinker in the 14th century said this. Un gânditor din al secolul 14 a spus următoarele. He said, since the human heart is capable of receiving God, el a spus, dacă inima omului este capabilă să-L primească pe Dumnezeu, nothing less than God can fill it. Atunci nimic mai puțin decât Dumnezeu poate să o umple. And that is why the lovers of this world are never satisfied. Și de aceea cei care iubesc lumea aceasta nu sunt niciodată satisfăcuți. This sense that all our joys and sorrows are a shadow of something greater. Acest sentiment că toate bucuriile și suferințele noastre sunt niște umbre a ceva mai măreț. It was wonderfully expressed
by Plato in his picture of the cave. A fost foarte frumos explicată de către Platon în imaginea lui cu privire la o peșteră și este. Men and women are sitting in the dark. Bărbați și femei stau în întuneric. And they're facing a blank wall. Și stau cu fața la un zid gol. And there's a fire behind them. Și în spatele lor este un foc. That makes shadows. Care creează umbre pe perete. All they see is shadows. Tot ceea ce pot ei vedea sunt umbrele. They have no idea that there might be a wonderful world out there. Ei n-au nicio idee cu privire la faptul că afară s-ar putea să fie o lume mare și minunată. All that they need to be set free from the chains that lock them into that cave. Tot ceea ce au nevoie este să fie eliberați din lanțurile care îi țin legați în acea peșteră. They need somebody to break into the cave. Au nevoie ca cineva să intre în peșteră. With the good news that there's something better. Cu vestea bună că există ceva mai bun. Someone to come to their rescue. Cineva care să vină spre salvarea lor. But our Christians believe that somebody has come to the rescue. Creștinii cred că cineva chiar a venit ca să salveze. We could never find God. N-am putea niciodată să-l găsim pe Dumnezeu. God is by definition infinite and we are finite. Prin definiție Dumnezeu este infinit, iar noi suntem finiți. God must be pure and we are not. Dumnezeu este pur și noi nu suntem. We could never climb up to God. Niciodată nu am putea să urcăm la Dumnezeu. We have to be agnostic about whether he existed or not. Trebuie să fim agnostici cu privire la existența lui. But there's nothing to prevent God coming to show his hand to us. Dar nu există niciun lucru care să-l poată împiedica pe Dumnezeu să se arate nouă. And that is exactly what he's done. Și exact acesta l-a făcut. Asta cred creștinii. That is the message of Christmas. Acesta este mesajul Crăciunului. He's come to find us. A venit să ne găsească. He broke into our cave. A intrat în peștera noastră. Of flickering reflections. Unde erau doar imagini pe perete. To show us reality. Ca să ne arate realitatea. To point to the world of color and fulfillment. Ca să ne îndrepte privirea spre o lume plină de culoare și de împlinire. That he longs for us to experience. Să ne arate această lume pe care el își dorește ca noi să experimentăm. But that's not the whole story. Dar aceasta nu este întreaga poveste. Plato's cave dwellers were in chains and so are we. Ci locuitorii acelei peșteri în povestea lui Platon erau în lanțuri și așa suntem și noi. Chains of lust and greed and violence and hatred. Lanțuri ale urii, ale mâniei. Yeah. We need to have those chains knocked off. Trebuie să scăpăm de aceste lanțuri. And that is where Good Friday comes in. Și aici intervine Vinerea Mare. Jesus tells us that his death was inevitable. Iisus ne spune că moartea lui a fost inevitabilă. He said that he came to this earth to give his life a ransom for us all. El spune că a venit pe pământ ca să-și dea viața ca răscumpărare pentru toți. Ransom is a very up-to-date word. Răscumpărare este un cuvânt foarte la zi. Imagine that you have been captured by the Islamic caliphate. Imaginați-vă că ați fi răpiți de califatul islamic. And you're going to be killed. Și vei fi omorât. Unless a price is paid for your release. Dacă nu se plătește un preț pentru eliberarea ta. Well, our bad habits, our evil intentions, our sheer guilt. Obiceiurile noastre proaste, intențiile noastre rele, vina noastră. Threatens to kill us off. Toate acestea amenință ca noi să fim omorâți. To cut us off from ever being in touch with the good God. Să ne îndepărteze și să ne taie orice legătură cu Dumnezeu. Unless a price is paid to set us free. Dacă un preț nu este plătit pentru a fi eliberați. And the almost incredible truth. Și adevărul aproape incredibil. So the Bible tells us. Ne spune Biblia. Is that God himself paid that price. Este că Dumnezeu însuși a plătit acest preț ca să ne elibereze.
He did it on the cross. El a făcut-o pe cruce. Terrible Friday for him. O vineri groaznică pentru el. But wonderful Friday for the world. Dar o vineri minunată pentru lume. No wonder the New Testament speaks about the glorious liberty of the children of God. Nu este nicio mirare că Noul Testament vorbește despre eliberarea minunată a copiilor lui Dumnezeu. Christmas, Good Friday. Crăciunul, Vinerea Mare. But Easter comes after that. Dar apoi urmează Paștele. To celebrate the fact that death was not the last word, that Jesus rose from the grave. În care sărbătorim faptul că moartea nu a avut ultimul cuvânt, că Iisus este liber din mormânt. He smashed the power of evil and death and the devil. El a distrus puterea diavolului, a răului și a morții. And he rose triumphant. Și a venit înapoi la viață în triumfător. And that's one of the best proven things in the whole of ancient history. Și acesta este unul dintre cele mai minunate întâmplări din istorie, dovedite. He's alive today. El este viu astăzi. He can be met by any one of us. El poate fi cunoscut de oricare dintre noi. He can rescue us from that dark cave. Ne poate salva din acea peșteră întunecată. And take us out from the world of flickering shadows into the sunshine of his company. Și să ne scoată din lumea aceea a umbrelor și să ne ducă în lumina prezenței sale. So really, there are just two options. Nu avem decât două variante. We can either assume that full happiness is impossible. Fie presupunem că fericirea deplină este imposibilă. Or else we can assume. Sau putem presupune that our empty feeling is a pointer to where it might be filled from. Că sentimentul nostru de goliciune de fapt este un indicator către locul în care putem găsi împlinirea. Those are the only two options. Acestea sunt doar singurele două variante pe care le avem. And now I think we are in a position to discover the secret of lasting satisfaction. Și acum cred că suntem în momentul în care putem să descoperim care este secretul satisfacției depline și care durează o veșnicie. There are at least four clues. Avem cel puțin patru indicii. In our normal experience of happiness. În experimentarea fericirii noastre obișnuite. First is the happiness of meeting. Prima este fericirea pe care o avem atunci când cunoaștem pe cineva. You meet somebody wonderful. Cunoști pe cineva minunat. And it brings happiness. Și asta îți aduce fericire. I remember once having a personal lunch with our queen in England. Mi-aduc aminte că am avut un prânz cu regina noastră. And a meeting like that is something you remember. Și o întâlnire ca aceasta este una pe care nu o uiți niciodată. It enriches you, doesn't it? Te îmbogățește, nu-i așa? When you meet somebody special. Atunci când întâlnești pe cineva special. So hold that one, the happiness of meeting. Deci țineți minte asta, bucuria întâlnirii. Secondly, there's the happiness of forgiveness. A doua este fericirea iertării. When you've done something you feel really bad about. Atunci când ai făcut ceva cu privire la care te simți foarte vinovat. And somebody says, it's okay, let's put it behind us. Cineva îți spune, e în regulă, haide să uităm de asta. Brings joy. Îți aduce bucurie. Modern South Africa has been built on the success of the Reconciliation Commission. Africa de Sud modernă s-a construit pe fundamentul împăcării. Where those who had done terrible atrocities in the days of apartheid. Acolo unde în vremurile apartheidului oamenii au făcut niște lucruri groaznice. Met their victims face to face. Aceștia și-au cunoscut victimele față în față. And humbly asked for their forgiveness. Și cu umilință și-au cerut iertare. And found it. Și au primit-o. The happiness of meeting and of forgiveness. Then there's the happiness of relationship. Apoi avem fericirea relațiilor.
Think of your boyfriend or your girlfriend. Gândiți-vă la prietenul sau prietena voastră. There are lots of ups and downs in a relationship like that. Într-o relație de genul acesta sunt multe suișuri și coborâșuri. But you get from each other a glimpse of what lasting contentment could be like. Dar fiecare primește de la celălalt un indiciu cu privire la ce ar putea fi bucuria care durează. I see some smiling faces. Văd niște fețe care zâmbesc. And then there's the happiness of giving and receiving. Și apoi mai există fericirea în a da și a primi. Christmas is coming. Crăciunul vine. So hold those four in your hand. Țineți minte aceste patru. The happiness of meeting, fericirea întâlnirii, of forgiveness, a iertării, of relationship, a relațiilor, and of giving and receiving. Și în a da și a primi. Now try those on the two possibilities. Acum încercați-le pe cele patru, în cele două variante despre care am vorbit mai devreme. Many today are atheist or agnostic. Mulți astăzi sunt atei sau agnostici. But if there is no God, where is the joy of meeting? Dar dacă nu există niciun Dumnezeu, atunci unde este bucuria cunoașterii și întâlnirii? If there's no personal source of our lives, dacă nu există o sursă personală a vieții, then our human meetings are just like billiard balls bouncing off one another. Atunci întâlnirile noastre nu sunt decât și relațiile nu sunt decât ca niște mici de biliard care se lovesc una de cealaltă. An English poet put it like this. Un poet englez a spus lucrul acesta. My love, she said that when all things are considered, we are only machines. Iubita mea mi-a spus că atunci când ne gândim până la urmă, noi nu suntem decât niște mașini, niște roboți. I chained her to my bedroom wall for future use. Și am pus-o la perete ca să o folosesc mai târziu. And she cried. Și a plâns. Where is the joy of forgiveness if ultimately there is nobody to forgive the stuff we're ashamed of? Unde este bucuria iertării dacă în mod final nu există Where is the joy of forgiveness if ultimately there's nobody to forgive you? Dacă nu există în mod final nimeni care să te ierte. Where's the joy of relationship? Unde este bucuria relației? If there is no God. Dacă nu există Dumnezeu. And we are just molecules in suspension. Și nu suntem decât niște molecule în aer. Jean-Paul Sartre put it like this. Jean-Paul Sartre a spus în felul următor. Man is a crumpled piece of paper in the rain. Omul este doar un ghemotoc de hârtie în ploaie. Whose only liberation is death. A cărui singură eliberare este moartea. But our whole nature cries out against a rubbishing of human dignity like that. Dar natura noastră strigă împotriva unei astfel de denigrări a naturii noastre. I suggest to you that the atheist option doesn't meet either of our four hints about happiness. Înțelegerea ateie nu reușește să împlinească cele patru situații despre care am discutat și să ofere o înțelegere a experiențelor noastre cu privire la cele patru puncte. So why not consider the other option? Așadar, de ce să nu ne gândim și la cealaltă variantă? That our destiny and our fulfillment is to know God and enjoy Him forever. Destinul nostru și împlinirea noastră este să-L cunoaștem pe Dumnezeu și să ne bucurăm de El în veșnicie. That behind all our other lovely happiness times, there is the happiness of knowing Him. În spatele tuturor momentelor de bucurie este de fapt bucuria, stă de fapt bucuria cunoașterii Lui. C.S. Lewis, the famous author of the Narnia stories. C.S. Lewis, autorul poveștilor din Narnia. He put it in a delightful way. A spus în felul următor. He said, God designed the human machine to run on
himself. Dumnezeu a creat și a făcut designul omului în așa fel încât el să nu poată funcționa decât cu el însuși. He himself is the fuel that our spirits were designed to feed on. El este carburantul din care duhul nostru sau sufletul nostru se hrănește. There is no other fuel. Nu există altul. That is why it's no good asking God to make us happy. De aceea nu ne ajută la nimic să îl rugăm pe Dumnezeu să ne facă fericiți. In our own way. În felul nostru. Without bothering about him. Fără ca noi să avem nicio preocupare cu privire la el. God could not give us lasting peace and happiness without himself. Dumnezeu nu poate să ne dea fericirea veșnică și pacea veșnică fără el însuși. Because it's not possible. Pentru că nu este posibil. There's no such thing. Nu există așa ceva. Now if that is true, dacă lucrul acesta este adevărat, it must be possible to know God, to have a personal relationship with him. Trebuie să fie posibil ca noi să-L cunoaștem pe Dumnezeu și să avem o relație cu El. And this brings profound happiness. Și lucrul acesta aduce fericire profundă. Jesus said, I have come that you may have life. Life in all its fullness. Am venit să vă aduc viața și viața din belșug. But first of all, we need to be cleaned up. Dar înainte trebuie să fim curățați. We need to come humbly to Jesus. Trebuie să venim cu smerenie la Iisus și să-i cerem iertare. On that terrible cross, pe acea cruce, he undertook the job of the refuse collector. El și-a luat munca de acelui care strânge toată mizeria. It's as though all the filth of the world este ca și cum întreaga mizerie a lumii was poured onto his willing head. A fost pusă, a fost turnată asupra capului lui din proprie voință. It was incredibly costly for him. A fost un preț extraordinar pe care l-a plătit. But our trash, our rubbish has now been cleaned out. Dar acum toată mizeria noastră a fost spălată. We need to come humbly and ask for our part in that pardon. Trebuie să venim și să cu smerenie și să ne facem partea noastră în acest proces de iertare. And begin to experience the happiness of forgiveness. Și să începem să experimentăm bucuria iertării. And once we've entrusted our lives to Christ, și odată ce ne-am încredințat viața noastră lui Hristos, we find that we've started a new relationship that nothing can destroy. Vom găsi că am început o relație nouă pe care nimeni și nimic nu o poate distruge. It lasts even beyond death. Aceasta durează chiar dincolo de moarte. No wonder Jesus proclaimed. Nu este nicio mirare că Iisus spune, my joy I leave with you so that your joy may be full. Vă las bucuria mea pentru ca aceasta să fie deplină. I've certainly found that over the 70 years that I have known him. Eu am experimentat cu siguranță lucrul acesta în cei 70 de ani de când îl cunosc. That happiness has lasted through tough times. Această fericire a durat chiar și în perioade foarte dificile. And my personal failures. Și chiar prin eșecurile mele personale. And illnesses like a heart attack and meningitis. Chiar și prin boli ca un atac de cor și meningită. And opposition. Și faptul că alții mi s-au opus. But I think I can say with the man who wrote the Psalms, dar cred că pot să spun împreună cu autorul psalmilor, in your presence is fullness of joy. În prezența ta bucuria este deplină. And at your right hand there are pleasures forevermore. Și la dreapta ta sunt plăceri veșnice. The joy of relationship, bucuria relației, and forgiveness, și a iertării. And then there's the joy of giving and receiving as well. Și apoi ne uităm la bucuria de a da și a primi. We've received from him the gift of getting right with God.
Primim de la El darul de a ne împăca cu El și de a fi într-o poziție corectă față de El. And we long to give it to other people. Și ne dorim ca lucrul acesta să-l oferim și altora. The Christian life is that rhythm of receiving from the Lord and giving to others. Viața creștină este acest ritm de a primi de la Dumnezeu și a da altora. We want to share the treasure that has come our way. Vrem să împărtășim această comoară pe care am primit-o noi. And that's what this series of meetings is all about. Și despre aceasta este despre asta este ceea ce discutăm în seara aceasta. If you don't yet have that joy in your own life, there's no reason why you shouldn't start it this very night. Dacă nu ai această bucurie în viața ta, nu ai niciun motiv pentru care să nu începi în starea aceasta. After all, every relationship begins with a personal introduction. Până la urmă, fiecare relație începe printr-o prezentare personală. With Michaela tonight, I had never met her before. Cu Mihaela în seara aceasta, nu o cunoscusem până acum. But we shook hands. Dar am strâns mâna. We began to talk and enjoy each other's company. Am început să vorbim și să ne bucurăm de compania una altuia. And indeed to pray together. Și să ne rugăm împreună. Don't miss it. Să nu ratați lucrul acesta. So, if you really want to get started on this relationship, deci dacă vă doriți cu adevărat să începeți această relație cu Dumnezeu, there are three things I think to bear in mind. Sunt trei lucruri pe care trebuie să le țineți minte. First, there's something to understand. Unul este ceva ce trebuie să înțelegeți. The real Christianity is not just culture. Creștinismul adevărat nu este cultură. Or moral behavior. Sau comportament moral. Or church going. Sau mersul la biserică. It's not really a religion at all. Nu este de fapt o religie. It's rescue from the cave. Este o salvare din peșteră. And it's a relationship with the most marvelous person the world has ever seen. Și este o relație cu cea mai minunată persoană pe care a cunoscut-o lumea aceasta. A person who loves you however much you fail. O persoană care te iubește indiferent cât de mult eșuezi. A person who longs to fill you with his joy. O persoană care își dorește să te umple cu bucuria sa. You may say to me, well, I've got a religion. Puteți să-mi spuneți, e bine, înțeleg religia. I'm Catholic, or Protestant, or Orthodox. Sunt catolic, protestant sau ortodox. Well, that sounds very promising. Și asta sună destul de promițător. But it's a bit like this wallet of mine. Dar este puțin ca acest portofel pe care l-am. That looks a bit promising as well. Și el arată un pic promițător. But when I open it up, dar când îl deschid, there's nothing inside. Nu are nimic în interior. And lots of people have the label that says Orthodox or Anglican. Și mulți oameni au această etichetă, sunt ortodox sau sunt. And when you open it up, there's nothing inside. Când îl deschizi, nu e nimic în interior. There's not this joy and that peace of personal relationship. Nu există acea bucurie și pace a relației personale. What we need is not a religious label. Ceea ce avem nevoie nu este o etichetă religioasă. That's an empty wallet. Asta este de fapt un portofel gol. What we need is a personal relationship. Ceea ce avem nevoie este o relație personală cu Iisus Hristos. And that's why it's called Christianity. Și de aceea se numește creștinism. It's not called morality or churchianity. It's Christianity. Nu se numește ceva de la moralitate. Sau de la biserică. His arms were stretched out for you on that cross long ago. Brațele lui au fost întinse pe acea cruce. And they're open still. Și încă sunt deschise. They're longing to embrace you. Ele tânjesc să te ia în brațe. Jump into his arms. Sări în brațele lui. It may seem a very scary thing to do. S-ar putea să ți se pară un lucru înfricoșător. But think of a toddler standing on the third or fourth step of the stairs. Dar gândiți-vă la un bebeluș care se cațără pe a treia sau a patra treaptă a unei serii de scări. And dad or mom says, jump, I'll catch you. Și mama sau tata strigă, sări, te prind.
Of course they don't drop the child on the ground. Bineînțeles că nu o să-i dea drumul copilului. They catch them. Ci îl prind. Safely and lovingly. În siguranță și cu dragoste. And the Lord's attitude is just the same. Și atitudinea lui Dumnezeu este exact aceeași. So that's what I want you to understand. That's the first thing. Și asta vreau să înțelegi. Acesta este primul lucru. Just having a religious label is an empty wallet. A avea o etichetă religioasă este un portofel gol. What you need is the person of Jesus. De ce noi avem nevoie de persoana lui Hristos. He invites us to jump into his arms. El ne invită să sărim în brațele lui. And he won't drop us. Și nu ne va scăpa. Then there's also something to give. Mai este ceva ce trebuie să dăm. Yourself, no less. Pe voi înșivă. He gave himself for you. El s-a dat pe sine însuși pentru tine. And you can never deserve that incredible generosity. Și tu nu poți ajunge să meriți niciodată această generozitate. What he asks is for you to give yourself into his loving care. Ceea ce el cere este ca tu să te dai pe tine însuți în dragostea lui. Your ambitions. Ambițiile tale. Your love life. Viața ta amoroasă. Your failings. Eșecurile tale. Your career. Cariera ta. To put it another way, to move out of the driving seat, I've got the wrong, to move out of the driving seat of your car, move to one side. Altfel spus, să te muți din scaunul șoferului în dreapta. And let Jesus come and drive the car. Și să-l lași pe Iisus să vină și să conducă mașina. And of course, it's something we grow into. Și bineînțeles, acesta este un lucru în care creștem. But we have to come to the day when we say, please come in. Dar trebuie să ajungem la ziua în care îi spunem, te rog, intră. And take over the wheel. Și preia volan. That's very costly. Și asta costă foarte mult. But it's very satisfying. Dar aduce foarte multă satisfacție. Real Christianity is not for the faint-hearted. Creștinismul adevărat nu este pentru cei slabi. There's something to understand, something to give, and here's the third thing, there is someone to receive. Iar al treilea lucru este că există cineva pe care trebuie să-l primim. Christianity is Christ. It's a relationship with him. Creștinismul este Hristos, înseamnă o relație cu el. And he longs to come personally into your life. El își dorește să vină în viața ta, în mod personal. By his unseen self, which the Bible calls his Holy Spirit. Printr-o prezență nevăzută pe care el o numește Sfântul Duh. And he wants to bring with him forgiveness. Și vrea să aducă cu el iertare. A new moral power. O nouă putere morală. And his lasting presence. Și prezența lui veșnică. He will come into anyone's life who genuinely asks him. El va veni la oricine care îl cheamă cu în mod autentic. Even yours. Chiar și în a ta. There's a wonderful promise in the Bible. Există o promisiune minunată în Biblie. That brought me into touch with Jesus. Care m-a adus pe mine în relație cu Hristos. So I love it and I want to pass it on to you. Eu iubesc asta și vreau să vă dau și vouă. Jesus is speaking. Iisus vorbește. And he says, look, I stand at the door and knock. Și el spune, iată, eu stau la ușă și bat. If anyone hears my voice. Dacă cineva mi aude glasul. And opens the door. Și deschide ușa. I will come into him. Eu voi intra. And have supper with him. Și voi cina cu el. And he with me. Și el cu mine. To get that message clear in your mind. Pentru a face acest mesaj clar în mintea voastră. Imagine you're sitting at home alone one evening. Imaginați-vă că sunteți acasă singuri într-o seară. There's a persistent knocking at the door. Și auziți o bătaie în ușă insistentă. Eventually, rather reluctantly, you get out of your chair. Și până la urmă, cu reticență, te ridici din scaun. And you move the curtain a little bit to one side and look out. Dai un pic perdeaua la o parte și te uiți afară. And you realize that it's a friend that you never dreamed would come your way.
Și îți dai seama că este un prieten pe care nu te gândi niciodată că va veni până la tine. He's the one who's knocking. El este cel care bate la ușă. So you swing the door open. Așa că deschizi ușa. And you say, please come in. Și spui, te rog, intră. Forgive the mess. Te rog, iartă-mă pentru dezordine. Sit down, have a coffee. Stai jos, haide să-ți dau o cafea. Does that seem too down to earth? Vi se pare că este puțin prea you know, real Christianity. Sorry. Real Christianity is down to earth. It's very practical. Creștinismul este foarte practic, este foarte comun într-un sens ca experiență. He came to this earth 2000 years ago. El a venit pe pământ acum 2000 de ani. That is certain. We date our whole era by it. Și lucrul acesta este sigur, numărăm ani în istorie după acest eveniment. And just as certainly he will come into your life if you invite him. Și la fel de sigur și el va veni în viața ta dacă îl vei invita. I'd imagine that some of us have some bolts on our door. I know I did. Îmi imaginez că unii dintre noi avem niște zăvoare foarte puternice în ușa noastră. Știu că eu am avut. There's the bolt of doubt. Există zăvorul îndoielii. Would he really come into somebody like me? Oare chiar ai intra în viața cuiva ca mine? I don't think I deserve it. Nu cred că merit. No, actually none of us deserves it. De fapt, niciunul dintre noi nu o merită. But Jesus is utterly reliable. Dar ne putem baza pe Isus. He never breaks his word. El niciodată nu își încalcă cuvântul. And he says, if anyone, și el spune, dacă cineva, oricine deschide ușa, I will come in. Eu voi intra. That fits you. Put your own name into that anyone. Și asta ți se potrivește și ție. Poți să spui propriul tău nume pe acel cineva. And the door is, of course, the door of your will, inviting him to come in. Și ușa este ușa voinței tale care se deschide și îl invită să intre. And he says, I will come in. Și el spune, da, voi intra. Whether you feel anything different initially or not. Indiferent dacă simți ceva diferit în prima fază sau nu. Feelings often come later. Sentimentele de multe ori vin mai târziu. But he's promised that if you ask him in, he'll come. Dar el a promis că dacă îl vei invita, va veni. So pull that bolt of doubt. Așadar, trage acel zăvor al îndoielii. But there's another one. There's the bolt of fear. Dar mai este unul. Este zăvorul. What would my friends say? Ce vor spune prietenii mei? What would my friends say if I became a committed follower of Jesus? Dacă devin un ucenic al lui Isus. They'd laugh at me. Vor râde de mine. Yeah, they probably would to start with. Da, și probabil că vor face lucrul acesta la început. But not for long. Dar nu pentru mult timp. They would see the difference in the house of your life. Ei vor vedea diferența în viața ta. Once it comes under new management. Odată ce viața ta intră sub un alt management. And some of them at least would want that for themselves. Și cel puțin unii dintre ei vor vrea lucrul acesta și pentru ei înșiși. Do you fear that it would make you narrow and religious? Te temi că te va face îngust și religios? No way! Nici gând. He was the most happy person on this earth. El a fost cea mai fericită persoană de pe pământ. The person people crowded to get near. Persoana în jurul căreia se adunau mulțimile. He will not come to shrink your life, but to enrich it. El nu va veni ca să îți facă viața mai mică, ci ca să ți-o îmbogățească. He offers life at its best. El oferă viața și viața cea mai frumoasă. To be in touch with the one who gave you life. Să fii în legătură cu cel care ți-a dat viața. Pull that bolt. Trage și acest zăvor al fricii. And you know, many people have a final bolt on their door. Și mulți oameni mai au încă un zăvor pe această ușă. They realize that lasting satisfaction in life is to be had when they're back in touch with God. Își dau seama că singurul mod în care pot avea fericire este să intre în legătură cu Creatorul lor, cu Dumnezeu. They're aware of the mess in their lives that needs clearing up. Sunt conștienți de dezordinea din viața lor.
They believe that Jesus died somehow to clear it up. Ei cred că Isus a murit cumva ca să facă, să aducă această ordine și curățenie. And that he's alive. Și că este viu. And could come into their very being. Și că ar putea intra în propria lor ființă. They even understand. Chiar înțeleg. That to start a relationship, you've got to have an introduction. Că pentru a începe o relație trebuie să te prezinți. But they don't get round to doing it. Dar nu ajung să facă lucrul acesta. There is the bolt of delay. Există acest zăvor al întârzierii. Another day will do. O altă zi va fi mai bine. May I urge you to pull that bolt? Vreau să te îndemn să tragi acest zăvor. The Bible says, seek the Lord while he may be found. Biblia spune, căutați-l pe Dumnezeu cât poate fi găsit. Call upon him while he's near. Cheamă-l cât este încă aproape. He can be found tonight. El poate fi găsit chiar în seara asta. He is near tonight. Este aproape chiar în seara asta. And if you turn a deaf ear to his offer, și dacă nu vrei să asculți oferta lui, that knock will become more and more faint. Acel bătut, acel ciocănit va fi din ce în ce mai încet. If you have heard something of his voice behind mine tonight. Dacă ai auzit ceva din vocea lui în spatele vocii mele în seara asta. If you know he's been speaking to you. Dacă știi că îți vorbește. Don't delay. Nu întârzia. Receive him into your life. Primește-l right în viața ta chiar acum. I did it in a school sports pavilion. Eu am făcut-o într-o sală de sport. You can do it in much nicer surroundings. Voi puteți să o faceți într-un mediu mult mai frumos. But you could bow your head. Dar puteți să vă plecați capul. And say something like this. Și să spui ceva de genul acesta. Jesus, I'm sorry for having kept you out of my life for so long. Iisus, îmi pare rău pentru faptul că te-am ținut afară din viața mea atâta timp. Thank you for dying for me. Îți mulțumesc că ai murit pentru mine. Thank you for being alive to help me. Îți mulțumesc că ești viu ca să mă ajuți. Please come into my life. Te rog, vino în viața mea. And give me the strength to live for you. Și dă-mi puterea să trăiesc pentru tine. That's the sort of prayer that he always answers. Asta este genul de rugăciune la care întotdeauna răspunde. If you ask him, he will come in. Dacă îi vei cere, va veni. And you can find that promise that I've spoken of in the last book of the Bible. Și poți găsi această promisiune despre care v-am spus în ultima carte din Biblie. Revelation chapter 3 verse 20. Apocalipsa capitolul 3 versetul 20. I stand at your door and knock. Stau la ușa ta și bat. If anyone hears my voice. Dacă cineva aude vocea mea. And opens the door. Și deschide ușa. I will come in. Eu voi intra. I'm going to leave a moment of silence now and I would ask you to bow your heads. O să mă opresc un minut în tăcere și o să vă rog să vă lăsați capul jos. If you're already a follower of Jesus, dacă, partly pray for those around you who are not. Dacă ești deja un ucenic al lui Isus, roagă-te în liniște pentru cei care nu sunt. If you're not ready to take this step, then just reflect on what you've heard tonight. Dacă nu ești pregătit să faci pasul, gândește-te la lucrurile pe care le-ai auzit în seara aceasta. But some of you may be ready to pray that prayer. Dar unii dintre voi s-ar putea să fiți pregătiți să spuneți această rugăciune. I suggest you do it under your breath, following my words. Vă sugerez să o faceți în liniște, urmând cuvintele mele. Lord Jesus, I'm sorry for having kept you out of my life for so long. Doamne Iisuse, îmi cer iertare pentru faptul că te-am ținut departe din viața mea atâta timp. Thank you for dying for me. Îți mulțumesc că ai murit pentru mine. And being alive to help me. Și pentru că ești în viață, ești viu ca să mă ajuți. Please come into my life. Te rog, intră în viața mea. And give me the strength to live for you. Și dă-mi puterea să trăiesc pentru tine. Amen. Amen. Now, if you have prayed that prayer, or if you seriously intend to do so, dacă te-ai rugat această rugăciune sau dacă în mod serios intenționezi să o faci,
come and see me when we sort of break up. We're going to have questions now. O să avem acum un moment de întrebări, dar vă aștept să veniți să vorbiți cu mine la sfârșit. When we break up for this nice food that's out there. Când o să încheiem aici, o să ne ducem dincolo la masă. Just come and see me. Veniți și vorbiți cu mine. Because I've written a little booklet. Pentru că am scris o mică carticică. And it's called Yes. Și se numește Da. The Lord has said yes to us, although we don't deserve it. Dumnezeu ne-a spus nouă, da, deși nu merităm. This is our response to Him. Acesta este răspunsul nostru către El. It clarifies what I have tried to say tonight. Clarifică ceea ce am încercat să spun în seara aceasta. And it gives some pointers to the next step. Și dă niște indicații cu privire la următorul pas. But come and ask me for one of these. If you have taken that step tonight, or if you want to. Dar vino și cere-mi o carticică dacă ai făcut acest pas în seara aceasta sau intenționezi să-l faci. You're going to need help and encouragement. Vei avea nevoie de ajutor și de încurajare. So when you come to me and ask for this, then give your name to one of the shift leaders. We'll be standing around here. Deci dacă ești gata și vrei, vino aici și să și dă-i numele tău unuia dintre organizatorii conferinței. So that they can get in touch and welcome you. Ca să poată intra în legătură cu tine și să te primească. They'll be thrilled to offer help. Vor fi bucuros să te ajute. And you'll need it in the early days. Și vei avea nevoie de aceasta. Walking with Jesus. În primele zile ale umblării cu Hristos. Well, there we are. There's my recipe. Life at its best. Rețeta mea pentru o viață fericită. And it comes from many years of experience. Și vine, lucrul acesta vine din mulți ani de experiență. There's going to be an opportunity now. I've got some pencils around the place. Can somebody zoom up? They've got a lot of pencils lying around the back. Are cineva pixuri? On the seat in which you're sitting. Pe scaun. There is a little response thing. Este un mic, o mică hârtiuță, un cartonaș. And if you have been interested tonight, și dacă sunteți interesați, you may have invited Christ into your life. Poate că l-ați invitat pe Iisus în viața voastră. You may not. Sau poate că nu. But you think, there's something in this, I would like to follow it up. Este ceva în ce am auzit în seara asta și aș vrea să aud mai multe. Well, in that case, would you check that little box? Atunci vă rog să faceți un semn în acea căsuță. And leave your contact details. Și să vă lăsați Nobody is going to sell your contact details. Nimeni n-o să-l vândă. They could be kept quite private, but obviously we want to get in touch with you if you want to get in touch with us. Numerele le vom ține privat, dar vrem să intrăm în contact cu voi dacă și voi vreți să intrați în contact cu noi. And if you say, well, I don't think I want to check that box. Și dacă nu vreți să completați acest. That's all right. Hârtiuță, și asta este în regulă. Just make some comments about this evening. Puteți doar să lăsați niște comentarii cu privire la seara. You can be as rude as you like. Puteți să fiți cât vreți de nepoliticoși. So we'll spend a few moments now just filling your name and details in if you want to pursue it. Otherwise, you can be quite anonymous and make rude comments about the evening. Așa că o să vă lăsăm un minut, două, ca să completați. Puteți să vă lăsați numărul sau dacă vreți să rămâneți anonim, puteți doar să scrieți ce comentarii vreți cu privire la seara aceasta. And actually, if you did take that step tonight, și dacă ați făcut pasul în această seară, just put a little tick in the top right-hand corner. Faceți un semn în colțul din dreapta pe hârtiuță. And that will help people who contact you later. Și asta îi va ajuta pe cei care vă pot contacta mai târziu. So, we'll have some questions now in a moment. O să iau niște întrebări într-un minut acum. Yeah. And perhaps somebody could collect those flyers, whatever they're called.
No, they're still writing. Better wait for a moment. Meanwhile, let's have the first question. We have one question. Remember, this is a university. Any view is acceptable. We need to test it. Puteți să puneți orice întrebare. Este un mediu între studenți și orice ipoteză poate fi testată. Would you like to go around with that? She has one question. You've got a question. Right. Somebody's How can we know if God is the creator or if he is created by society, culture, human mind as a response to the unknowable, uncontrollable? I didn't pick all that up. Could you just say it to me again? How can we know if God is the creator or if he is created by society or by culture or by human mind as a response to the unknowable, uncontrollable? Thank you very much. It's an excellent question. A second to test it. How can we know? Do you want to say it again in Romanian? I'll say it in Romanian, yeah. Cum putem ști dacă Dumnezeu este creator sau dacă El însuși a fost creat de către societate, cultură sau mintea omului, ca răspuns la ceea ce nu poate fi cunoscut sau controlat. Excellent question. Este o întrebare foarte bună. Is God real? Este Dumnezeu real? Who has revealed himself? Un Dumnezeu care s-a descoperit. Or is he made up by us? Sau este inventat de noi înșine? To cloak our ignorance. Pentru a umple ignoranța noastră. The answer is historical. Răspunsul este istoric. If we were to just make up our minds one way or the other, who could tell? Dacă totul ține de cum ne hotărâm noi, atunci cine poate spune cu adevărat? But think of today's date. It's 2017. Dar gândiți-vă la data de azi. Este anul 2017. 2017 years after the beyond came into the midst. 2017 ani de când cel care este transcendent dincolo a venit în mijlocul nostru. And the evidence is there in the Gospels. Iar dovezile sunt în Evanghelii. These are written by contemporaries of Jesus. Acestea sunt scrise de oameni care au fost contemporani cu Hristos. Not hundreds of years later. Nu cu sute de ani mai târziu. Not full of folklore and rubbish. Nu pline de folclor și de minciuni. It is personal, much of it eyewitness testimony to this amazing person. În mare parte sunt mărturii pe care oamenii le-au văzut cu ochii lor, întâmplări pe care le-au văzut cu ochii lor. When you saw the advertisement for this meeting tonight, atunci când ați văzut reclama la întâlnirea din seara aceasta, you could well have said, these people in Shift have just made up the idea of Michael Green. Acești oameni care organizează conferința asta Shift probabil că pur și simplu l-au inventat pe Michael Green. He doesn't exist. El nu există. He's just a construct of the imagination. El este doar un construct al imaginației. And then I walk into the room. Și apoi intru în And you know it's real. Și vedeți că sunt real. It's a feeble illustration of what God has done. Este o ilustrație foarte slabă pentru ceea ce a făcut Dumnezeu. We could never reach up to him. So he reached down to us. Noi nu am fi putut niciodată să ajungem la el, așa că el a întins mâna spre noi. That is on any showing the greatest life that has ever been lived. It is. The life of Jesus is the greatest that has ever been. Viața lui Isus este cea mai minunată care a existat vreodată. So get a hold of a gospel and read it with an open mind. Așa că puneți mâna pe o evanghelie și citiți-o cu o minte deschisă. Your academics, your students. Voi sunteți studenți, sunteți în lumea academică. You make your mind up on evidence, or you should. Voi vă luați hotărâri pe baza dovezilor, sau cel puțin așa ar trebui. There you will find contemporary evidence. Acolo veți găsi dovezi contemporane. That God has really come to find us. Că Dumnezeu chiar a venit să ne găsească. That's one way. There is another way. Asta este un mod de a face lucrul acesta. Mai este unul. And that is to talk to some of your friends
who claim to be friends of Jesus. Puteți să vorbiți cu prietenii voștri care spun că sunt prieteni ai lui Isus. Talk to them about it. Vorbiți cu ei despre asta. Ask them hard questions. Puneți-le întrebări dificile. See if their lives back up the claim to know Jesus. Căutați să vedeți dacă viețile lor chiar susțin ceea ce ei spun. Those were the two things that I did when I was highly skeptical. Astea sunt cele două lucruri pe care le-am făcut atunci când eram foarte sceptic. I looked at the material in the New Testament. M-am uitat la materialul din Noul Testament. And I couldn't deny its truth. Și nu am putut să neg adevărul acestuia. I looked at my friends who were followers of Jesus. M-am uitat la prietenii mei care erau ucenici ai lui Hristos. And I couldn't deny that they had got something special that I hadn't got. Nu puteam să neg faptul că ei aveau ceva special ce eu nu aveam. Excellent question. Is that okay for an answer? Este o întrebare foarte bună. Este și răspunsul. Okay. Satisfăcător. Got another one? Good.